Mă numesc Horia Saizescu, sunt profesor de fizică la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș și aș dori să vă prezint în continuare tema consacrată mișcării relative și absolute. Tratarea este la nivelul liceului, este o temă de mecanică clasică, deci tot ceea ce voi spune, se referă la situația în care vitezele corpurilor sunt mici față de viteza luminii în vid. Este o temă mai dificilă, la limita programei de liceu, și de aceea am considerat că ar fi utilă această prezentare. Așa, după cum știți, mișcarea și repausul sunt relative. Putem vorbi de mișcare și repaus în raport cu un corp de referință. Dacă acestuia atașăm un sistem de axe de coordonate pentru precizarea poziției și ne mai înarmăm cu un instrument de măsură a timpului, avem ceea ce se numește un sistem de referință. O categorie importantă a sistemelor de referință este cea a sistemelor de referință inerțiale. Principiile mecanicii clasice sau newtoniene sunt valabile, așa cum știm, în sisteme de referință inerțiale. O proprietate importantă a acestora este aceea că se găsesc unele față de altele sau în mișcare rectilinie și uniformă, adică mișcare în linie dreaptă cu viteză constantă, sau în repaus. Considerăm trei corpuri, un corp A pe care l-am considerat un punct material, deci nu ne interesează forma și dimensiunile acestui corp, și alte două corpuri, un corp C pe care l-am considerat fix, iar corpul B execută o mișcare de translație față de corpul C. Deci, corpul A se mișcă față de corpul B, care la rândul lui execută o mișcare de translație față de corpul C. Tot ceea ce spun în continuare legat de aceste chestiuni se referă la situația mișcării de translație. O situație mai generală ar fi în cazul în care corpul B execută atât mișcări de translație cât și de rotație față de punctul C. Tratarea unei asemenea mișcări generale însă depășește nivelul de liceu. Corpul C poate fi pământul, în multe situații acesta îl considerăm fix. Pământul, așa cum știm, cu aproximație este un sistem de referință inerțial. În majoritatea nevoilor practice nu avem nevoie să ținem cont de efectul mișcărilor de rotație în jurul Soarelui, respectiv rotație în jurul propriei axe a Pământului. Relația de compunere a vitezelor în mecanica clasică este, cu notațiile noastre, următoarea. Viteza corpului A față de corpul C, care se mai numește viteza absolută, este viteza corpului A față de corpul B, care se mai numește viteza relativă, plus viteza corpului B față de corpul C, pe care o mai numim viteză de transport. Viteza absolută, deci, este viteza lui A față de corpul considerat fix, viteza relativă este viteza lui A față de corpul mobil, iar viteza corpului mobil față de cel fix am numit-o viteză de transport. Dacă doriți și puteți folosi, așa cum am folosit eu, doi indici pentru fiecare viteză, primul indice se referă la corpul a cărui viteză o considerăm, al doilea indice se referă la corpul de referință. Adică viteza lui A față de C ca vector este suma vectorială dintre viteza lui A față de B plus viteza acestuia, adică a lui B față de corpul C. Dacă scriem cu doi indici vitezele, nu avem cum să greșim. Observați că primul indice din stânga este primul indice
din dreapta, ultimul indice din membru stâng este ultimul indice din membru drept, al doilea indice din membru drept este primul de la a doua viteză din membru drept. Un prim exemplu, am considerat că un om se mișcă într-un tren cu o viteză în același sens cu sensul de mers al trenului. Am notat vitezele cu doi indici, cum am văzut mai devreme. În aceste condiții, viteza omului față de pământ va fi suma vectorială dintre viteza omului față de tren și viteza trenului față de pământ. Am presupus mișcarea spre dreapta. Aplicând regula triunghiului de compunere a vectorilor, se obține viteza omului față de pământ de aceeași orientare cu cele două viteze, iar modulul vitezei omului față de pământ este suma vitezelor celor două corpuri ale omului față de tren, respectiv a trenului față de pământ. Al doilea exemplu este similar, doar că în acest caz am presupus că omul se mișcă în sens contrar sensului de mers al trenului. Relația vectorială de compunere a vitezelor este aceeași. Acum omul se deplasează față de tren spre stânga, trenul se mișcă tot spre dreapta, aplicând regula triunghiului de adunare a vectorilor. Se obține că viteza omului față de pământ are aceeași orientare cu viteza trenului față de pământ, dacă aceasta este mai mare decât viteza omului față de tren, iar modulul acesteia este diferența modulelor celor două viteze. Celelalte două situații, când viteza omului față de tren este mai mare decât viteza trenului față de pământ, posibilă când trenul se mișcă foarte lent, sau când cele două viteze, VOT și VTP, sunt egale între ele, sunt ușor de analizat de către dumneavoastră. Al treilea exemplu, am considerat un râu care este văzut de sus și curge de la stânga la dreapta. Viteza râului față de pământ am notat-o cu VRP. Și presupunem că o barcă se deplasează perpendicular pe mal. Viteza bărcii față de râu este deci orientată în sus cum privim lucrurile. Și aplicând regula triunghiului de adunare a vectorilor, observăm că viteza bărcii față de pământ va fi orientată oblic, adică barca nu va ajunge în punctul opus, ci va ajunge după o direcție care o va duce într-un punct situat mai în aval față de locul de unde a plecat barca, datorită faptului că barca este în același timp antrenată și de mișcarea râului. Din triunghiul dreptunghii care s-a format, aplicând teorema lui Pitagora, se poate afla imediat viteza bărcii față de pământ în funcție de celelalte două viteze, după cum vedeți. O relație similară cu relația de compunere a vitezelor este relația de compunere a accelerațiilor. Termenii sunt aceiași, accelerația absolută, accelerația lui A față de corpul considerat fix, accelerația corpului A față de corpul care la rândul lui se află în mișcare, se numește accelerație relativă, iar accelerația lui B față de C, adică accelerația sistemului mobil față de cel fix, o numim accelerație de transport. O să mă întorc puțin la compunerea vitezelor, înainte de a trece mai departe. Pentru că aș considera că este util să fac câteva referiri față de viteza relativă. O discuție asemănătoare se poate face și privitor la accelerația relativă, așa cum am văzut.
Viteza relativă, adică viteza lui A față de B, este diferența vectorială dintre viteza lui A față de C și viteza lui B față de C. Deci viteza relativă a două corpuri se obține ca diferența vectorială dintre vitezele celor două corpuri față de același sistem de referință, adică față de sistemul considerat fix în cazul nostru. Aș da un exemplu legat de practică. Consider că este deosebit de util. Să presupunem că un conducător auto dorește să efectueze o depășire a unui vehicul foarte lung, să spunem un tir. În momentul în care se hotărăște privitor la realizarea acestei manevre, el trebuie să țină cont că viteza lui față de tir este diferența mărimilor celor două viteze, a lui față de pământ și a tirului față de pământ. Dacă această diferență este suficient de mare, durata depășirii tirului, deci durata parcurgerii distanței aproximativ egale cu lungimea tirului, va fi corespunzătoare astfel încât să nu apare niciun pericol. Dacă diferența acestor viteze este mică, crește mult durata depășirii și există riscul ca din sens opus să apară un alt autovehicul. Care este marele pericol al unei asemenea coliziuni frontale între două autovehicule care se mișcă în sensuri opuse? Dacă în cazul depășirii viteza relativă era diferența mărimilor celor două viteze, în cazul în care vitezele sunt în sensuri opuse, viteza relativă a celor două autovehicule, a noastră și a celui care vine în sens opus, este suma vitezelor celor două vehicule față de pământ. Imaginați-vă să spunem că ambele autovehicule se mișcă cu, să spunem, 100 de km pe oră. Este ca și când noi am sta în repaus, iar celălalt vehicul vine spre noi cu o viteză de 200 de km pe oră. Din punct de vedere cinematic, așa stau lucrurile și vă dați seama că un asemenea impact ar fi devastator. Bun. Revenim la partea a doua acestei prezentări. Am terminat cinematica mișcării relative și absolute. În continuare, ne va interesa să vedem cum putem privi lucrurile din punct de vedere dinamic. Presupunem de data aceasta că sistemul de referință legat de corpul B este un sistem de referință neinerțial, adică accelerația de transport, deci accelerația lui B față de C, este diferită de zero. Dacă dorim să aplicăm principiul al doilea al mecanicii în acest sistem, va trebui ca pe lângă forțele reale care se exercită asupra corpului A, acelui punct material aflat în mișcare din partea altor corpuri, să mai adunăm încă o forță, numită forță de inerție. Expresia vectorială a acestei forțe este minus masa corpului A ori accelerația de transport, adică accelerația sistemului de referință neinerțial. Rezultanta acestor forțe este masa corpului A ori accelerația relativă, adică accelerația pe care o are corpul A față de sistemul mobil. Această forță de inerție apare doar în sistemul de referință legat de corpul B. Dacă aș trata problema în sistemul de referință legat de corpul C, nu ar avea rost să introducem această forță de inerție pentru că acel sistem este un sistem inerțial. Utilitatea este aceea că aplicând principiul al doilea în sistemul inerțial cu introducerea forței de inerție, pot să calculez ușor accelerația relativă, iar apoi accelerația relativă adunată cu accelerația de transport ne dă, dacă avem nevoie, de accelerația corpului față de corpul considerat fix, adică accelerația lui A față de corpul considerat fix, corpul C. Forța de inerție, deci, este orientată în sens invers accelerației de transport și este o forță fictivă, ea nu satisface principiul al treilea al mecanicii, ea se datorează inerției, nu există o forță de reacțiune corespunzătoare forței de inerție.
Să considerăm cazul în care un om se găsește într-un ascensor, accelerația fiind orientată în sus. Dacă liftul urcă, înseamnă că viteza și accelerația fiind în același sens, voi avea o mișcare accelerată a liftului în sus. Dacă viteza este în jos, înseamnă că liftul are o mișcare încetinită, viteza și accelerația fiind în sensuri opuse. Mă interesează forța cu care omul apasă asupra podelei ascensorului egală și de sens contrar cu forța de reacțiune normală. Greutatea acționează vertical în jos, punctul de aplicație este centrul de greutate al omului. Forța de inerție este în sens opus accelerației, deci vertical în jos. Forța de reacțiune normală este vertical în sus. Suma lor ne dă 0 față de ascensor, deci N egal cu G plus F. În cazul în care accelerația ascensorului în care se găsește omul este orientată în jos, evident putem avea din nou două situații posibile. Ascensorul coboară, adică viteza în același sens cu accelerația înseamnă mișcarea accelerată în jos. Viteza în sus înseamnă mișcare încetinită. Mă interesează din nou care va fi forța cu care omul apasă pe podeaua ascensorului. Mărimea acestei forțe va fi mărimea greutății minus forța de inerție, pentru că în acest caz forța de inerție este în sens opus greutății. Într-adevăr, greutatea este orientată vertical în jos, forța de inerție în sens opus accelerației, adică în sus, și dacă am presupus că forța de inerție în modul este mai mică decât modulul greutății, N va fi orientat în sus, dar va avea mărimea egală cu diferența mărimilor greutății și forței de inerție. E ușor să vă imaginați ce se întâmplă în cazul în care accelerația mișcării este egală cu accelerația gravitațională și să vedeți în ce stare se va găsi omul în timpul acestei coborâri. O să vă dați seama că nu este de dorit să facem un asemenea experiment. Un alt exemplu, un pendul, deci un corp de mici dimensiuni legat de un fir prins de tavanul unui vagon de tren. Presupunem că accelerația este orientată spre dreapta, deci avem două situații. Viteză spre dreapta a trenului înseamnă mișcare accelerată, viteză spre stânga a trenului înseamnă mișcare încetinită. Mă interesează care este în aceste condiții forța de tensiune în fir. Bila față de tren se găsește în repaus relativ. Greutatea bilei este verticală în jos, forța de inerție în sens opus accelerației. Rezultanta celor două forțe, o să vedem că această rezultantă se mai numește și greutatea aparentă, este egală și de sens contrar cu forța de tensiune în fir. Rezultanta dintre greutate, forța de inerție și tensiunea din fir trebuie să ne dea 0 pentru că bila față de vagonul de tren este în repaus. Aplicând teorema lui Pitagora, se poate obține tensiunea din fir. Observați că s-au format două triunghiuri dreptunghice. Greutatea aparentă a unui corp într-un sistem de referință neinerțial este suma dintre greutatea reală a corpului, G mare vector, plus forța de inerție. De exemplu, dacă ne găsim să spunem, carusel de bălci sau un carusel dintr-un parc de distracții care se mișcă accelerat, la greutatea noastră, deci forța de atracție a Pământului, se adună o forță de inerție. Noi ne simțim ca și când subit s-ar fi schimbat ca mărime și orientare forța de greutate a Pământului. Dacă nu am ști că ne găsim într-un carusel, nu am ști că ne mișcăm accelerat, n-am putea să distingem faptul că ne mișcăm accelerat sau că pur și simplu s-ar fi modificat, să spunem, subit forța de atracție exercitată asupra noastră de către Pământ. Pornind de la acest principiu simplu și ușor de înțeles, genialul fizician Albert Einstein a elaborat teoria relativității generalizate.
Nu pot să închei această temă fără a face o scurtă prezentare a situației în care un corp execută o mișcare circulară uniformă, adică o mișcare în care traiectoria este un cerc, iar modulul vitezei este constant. În aceste condiții, accelerația corpului este o accelerație centripetă, imprimată de către o forță care acționează înspre centru de rotație a corpului. Dacă judecăm situația în sistemul de referință neinerțial legat de corpul care execută mișcarea de rotație, asupra corpului mai acționează o forță pe direcția razei cercului înspre exteriorul cercului. Aceasta este forța centrifugă de inerție. Rezultanta dintre această forță și forța care imprimă accelerația centripetă, evident, ne va da zero, pentru că am considerat sistemul de referință legat de corpul care se rotește. Utilitatea introducerii acestei forțe este aceea că, în loc să tratăm o problemă de dinamică, de mișcare, putem să tratăm o problemă de echilibru a corpurilor, deci o problemă de statică. Sunt multe exemple pe care le puteți găsi în manuale legate de importanța cunoașterii forței centrifuge de inerție. O să fac o referire tot la o problemă care poate să afecteze în anumite condiții conducătorii auto. Consider că este important ori de câte ori este posibil să amintim aceste lucruri, pentru că mulți posesori de mașini ultraperformante consideră că acestea le permit să sfideze legile fizicii. Nu, legile fizicii nu pot fi încălcate și încălcarea lor poate să aibă consecințe dramatice sau de-a dreptul tragice. Să considerăm un conducător auto care intră într-o curbă. Forța care obligă autovehiculul să descrie curba este forța de frecare dintre pneuri și șosea, care este orientată înspre interiorul traiectoriei curbilinii a autovehiculului. Forța centrifugă este spre exteriorul curbei. Accelerația centripetă știm că este direct proporțională cu pătratul vitezei și invers proporțională cu raza cercului descris. Deci, dacă nu se adecvează corespunzător viteza, mai ales în cazul în care curba este foarte strânsă, forța centrifugă de inerție poate să aibă o valoare foarte mare. Ca urmare a acestui fapt, ar putea să ducă la ieșirea autovehiculului de pe partea carosabilă, în cazul unei curbe spre stânga, deci iese pur și simplu în exteriorul șoselei, iar în cazul unei curbe spre dreapta, forța centrifugă îl va face să derapeze în partea opusă, adică ar putea să intre pe contrasens. Efectele pot să fie foarte clare dacă ținem cont de tot ce am discutat până acum. În plus de asta, mai trebuie să menționăm că, așa cum știm din cinematică, accelerația este variația vitezei împărțită la intervalul de timp. Cum o ciocnire durează un timp foarte scurt, accelerațiile care pot să apară sunt foarte mari. Și o să vă rog să vă reamintiți că forța de inerție este direct proporțională cu accelerația de transport. Deci, la o accelerație foarte mare pe care o suferă organismul uman în timpul unei ciocniri, forțele de inerție care se exercită asupra organelor interne pot să fie mult prea mari pentru a putea fi suportate de acestea și de aici consecințele tragice. Nu vreau să speriu pe nimeni, dar este bine permanent să ne gândim la aceste aspecte pentru a nu avea situații dramatice sau, Doamne ferește, chiar tragice. Sper că a fost interesantă această prezentare și că v-a clarificat o serie de chestiuni care sunt mai dificil de înțeles. Mulțumesc pentru atenție!